And I will always love you. She invented it. Yeah, huh? She invented it. Oh, man. And I... scuze, Whitney Houston. Yeah. Și alea sunt în loc de sex. Okay. Ei cântă. Ah, ok. Știi că n-au voie să arate. Știi că de-aia dintr-o dată stau împreună și... Și e semnul după care aia. Că zici Interstellar, te omor. Că vrei să zici tu sau nu? Nu, avem discuții despre filmul ăla. Eu sunt pe Interstellar, eu sunt fiert. Nu de Kygo, glumesc. When the sun and will shine together. Na 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 na. Știu cine e asta. Oh, sweet child of mine. Guns N' Roses. I'm talking with Michael Jackson. Da. Bă, dar cât ai pierdut, cum să nu vezi Fifty Shades of Grey? Sper că ai citit cartea. Da. Scoarță, scoarță. TFS! Bună seara, bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast, acțiune! Nu ne vine să credem, dar suntem la episodul 4. Florin Rogoșinaru este cu mine ca de obicei și astăzi vom vorbi cu cei care au creat muzica din Asymptomatic, George Denis și Ovidiu Dodo Moldovan. Dodo din nou lângă noi. Surprinzător. N-am avut pe cine să chemăm și Reloaded. Are mai multe funcții. Da. Ți-a și plăcut. Aia, da, corect. Pentru că lumea te-a cunoscut un pic ca doctorul de scenarii data trecută, să-l lăsăm pe Denis să se introducă. Denis, ce le spui publicului despre tine? Spun că sunt doctorul muzicii. Dacă Dodo e doctorul la scenarii. Da, să spun pe scurt, da, sunt compozitor și împreună cu Dodo am făcut muzica la Asymptomatic. Și pe lângă asta colaborăm pe multe alte proiecte. Și alte filme și alte proiecte mai personale ce o să sper să auziți despre ele cât mai curând. Să prindă contur. Da, exact. Lucrați împreună la proiectele astea? Da, da, lucrăm împreună. Noi știm de câțiva ani de la... Dodo a ajuns de la profesor la mentor, la acum prieten și colaborator. Da. Trebuie să fim toate etapele împreună. Ce romantic. Mai când două lacrime. Dacă punem o melodie dramatică acum pe... Acum trebuie, da. Mă, nu știu cât de romantic e, da? De emoționant. De câți ani? De câți ani? Da. Dacă îți dăm o cifră. 1900, ne? Nu. Oh, nu. Să zic, dacă 1900, probabil, între noi n-a fost născut 1900, dar nu, de cât pe 5-6 ani, ce legeam. Da, a fost interesant că chiar atunci cumva m-am decis să urmez calea asta de compoziție, partea de filme, și căutam pe cineva care să poată să mă învețe partea, să știu, tehnică, pe calculator, acum zilele noastre am mult pe calculator cum faci chestiile astea. Și întâmplător am ieșit în oraș și am văzut afișul lui Dodo de la Artonic, unde spunea și ore de compoziție și producție muzicală, și am făcut poză și a doua zi l-am sunat și am și mers la el. Deci a fost... Da. Bine că a avut posterul pus. Da. Dar era un poster în care tu predai sau era ceva de la un concert, de la ceva de la... Nu. Era la momentul respectiv când și predam. Încă mai predau, dar într-o, să zicem, într-o limită. Înainte era mai full, mai mult timp. Da, mai full. Și era și aveam și programul ăsta de, cum ar fi, de producție muzicală. Și așa a ajuns Denis la mine. Și de acolo cumva am început să încet am văzut că el se prinde foarte, foarte repede și a început el pe să mă, că tu ai vrut partea asta orchestrală tot timpul. Am avut un pic de experiență cu niște jocuri, niște muzică pentru jocuri din, adică când se locuiam în Danemarca și am de acolo început, cum ne-am găsit fiecare așa un rol, că Denis e foarte bun pe partea asta orchestrală, care e foarte multă migăleală și eu n-aș putea. Și tu n-ai vrea, dar... Nu. Și cumva l-ai și învățat, după aceea te-ai și completat. Da, și de-aia, au mers mână în mână. Da, acum e un fel de director artistic. Da, să zicem. Vine cu
ideile. Dar vă amintiți primul proiect împreună? Primul proiect împreună a fost și cred că primul meu album. Da. Da. Hollows of Time, care cred că am lansat în 2020. Și a fost primul proiect împreună care l-am făcut. L-am înregistrat cel de la studio. Am fost cu muzicieni acolo, am mers la Dodo și am înregistrat. La fel și acolo am compus și Dodo doar venea cu feedback și cumva idei de ale sale, care mereu sunt interesante. Dodo, ca și pe scenarii, tu ești mai mult să le șlefuiești după aia cumva. Da, eu sunt așa un fel de șlefuitor. Adică e așa ca mitul în România, eu nu prea fac multe, știi? Da. Dar le tai după aia, da, e frică lor să vină. Auzi, are un șmirgăl artistic. Ca la șantier, eu stau și mă uit și pe aceea zic, aia nu-i bine. Cine ți-a lucrat aici? Putea să fie nou pe Instagram, să scrii după Ovidiu de Moldovan, șlefuitor, da, de artiști. Da, șlefuitor. Păi cam asta e, da, într-adevăr. Cum a început povestea Asimptomatic? Acum 2 ani, cu tot deja, în perioada aceea am compus colana sonoră la ceva scurtmetraj și la un film și discutam că na, eu aș dori totuși să găsesc mai multe filme, să compun muzică și Dodo își ia de mult pe Ovidiu, parte de filmări pentru videoclipuri pentru artiștii de la Artonic și a zis că Ovidiu are un film în cuptor. Da, cuptor și că au nevoie de partea de muzică. Și atunci ne-am întâlnit cu Ovidiu și ne-am uitat peste film. Și ne-a trimis și scenariul și ideea a fost foarte faină, mi-a plăcut de la început. Când am văzut, am mers la video acasă și ne-a pus filmul pe televizor și am văzut începutul, totul SF, zic, ok, foarte interesant. Film Timișoara, foarte futuristic. Și na, acum m-am prins de la prima vizionare și am zis că sigur vreau să fac muzica la film. Doar că în momentul acela, cu Dodo și am discutat și am zis că o să începem din fiecare, dintr-un capăt, din capete diferite. El să înceapă de la sfârșitul filmului, de la început. Acum partea asta SF, care necesita mult mai mult orchestră și să fie mult mai, poate, energic și mai, unele scene mai periculoase, da, unde e fugărit de drone. Tensiune. Da, cu tensiune. Și am început partea aceea și tot a început invers, de la sfârșitul filmului. A început cu piesa da, tematică, practic. Da. Asta a fost și ideea că Ovidiu a zis, hai să facem o piesă tematică. Și evident că când am văzut filmul prima dată, evident că e un fel de dream job pentru oricine care face coloane sonore, pentru că totuși e ambițios, e destul de, nu-i... Anvergură. Da, nu-i 10 minute de oameni care suflă și spun 3 replici. E o comedie romantică, da, pare că comedie romantice nu prea ai ce să bagi. Exact, na, și avea profunzime și poveste și cumva evident că ne-o prins ideea și eu, pornind de la piesa tematică, de la capăt, am deconstruit-o, cum am zis, și am dus în spate. Și am luat pe partea a doua, am luat tot felul părți din ea și am aplicat-o cumva pe scenele. Pentru că trebuia să fie și partea asta mai realistă, am zis să nu fie așa de epică și orchestrală, ca să se simte diferența. Da. Că el chiar a ajuns în lumea noastră, unde muzica sună mai mult ca în lumea noastră. Ca să fie ceva care ar putea să fie la radio sau pe internet. Și ca să, în același timp, ca să partea, prima parte de SF să fie mai epică, ca să chiar să se simte ca un vis sau o iluzie sau... Da, asta a fost și ideea, să creăm cumva o distinție între cele două lumi și muzical. Chiar dacă în ambele părți și la început, unde e partea SF și a doua parte, sunt teme similare. Chiar tema The Theme Song, piesa la final unde cântă și Dodo, începe cu o tematică care e la începutul filmului, unde sunt pe o barcă. Și aia cumva e the love team din film. Și așa și începe și piesa de la final. Cumva ele, temele muzicale, motivele muzicale se regăsesc în ambele lumi, doar că în forme diferite ca să păstreze cumva poate realitatea lumii în care... Cred că și partea asta de uman, să ajungă la oameni, ca să înțelegi. Exact. Nu a fost greu, pentru că până la urmă am ales cumva tematicele după un standard. Nu-i,
nu e complicat. Adică acolo, practic, ai o tematică de dragoste, evident, ai o tematică de moarte. De dragoste. Am luat până la urmă, după inspirația de cum lucrează Hans Zimmer, da. Așa, hai să facem și noi ceva interesant și să găsim... Găsim un sound ca să-i dăm la tot film și am luat un arc, practic, și l-am sample-uit. Am tras cu arcul în fața microfonului și după aceea am modificat sound-ul ăla și am încercat să implementăm în piese. Deci instrumentul ăla care se aude la început, de exemplu, sau în parcursul filmului la a doua parte și la început că se termină, e un arc, da, care practic e băgat într-un sampler și după aceea se poate cânta cu el. Da. Și mi-am gândit să fie așa mai... Să se simte totuși tematica aia. Dar contează foarte mult. Voi ce considerați? Că mie mi se pare că în ultima perioadă, de multe ori, o piesă o asociez cu filmul. Sau tot mai mulți vor să aibă o piesă atât de tematică care să fie de foarte mare impact. Eu acum pot să dau exemple doar de filme românești. Cum au făcut cu Haita de Acțiune, au făcut o melodie. Sau cu Team Building, cu Brasiliera, ce cânta toată lumea. Adică cumva oamenii să fie atras și de piesă, ca să le rămână și după. Bă, de unde știi piesa asta? Sau de unde, care-i treaba cu piesa asta? Da. Și să, atunci să faci și o asociere între muzică și film. Și eu cred că e din ce în ce mai important. Se complementează exact. Și din punct de vedere artistic, creativ, dar și din punct de vedere de marketing. Și pentru că asta e și cumva scopul, viziunea pe viitor. Cumva cum s-au creat toate conexiunile astea și cu TFS-ul și cu Bartonicu și cu Denis, cumva să putem să creăm legătura asta printre industria filmului și industria muzicii. E o artă, sunt ambele arte. Da, pentru că la cei care au apărut, de exemplu, un film care au contribuit, pentru că avem piese care sunt piese pe bune, care au fost făcute și au fost puse în film. În primul rând al lui David Foul, cu minunatul de artist, Tori Lazar și iară prin fetele acolo, pasărea Simi Pasărea, care a fost aia, care au fost Image Kids, care practic tot acolo a fost și o colaborare, cum ar fi, ca să putem să mobilizăm cât de multe domenii posibile, să facem ceva care se simte totuși că e luat din multe direcții, tot felul de idei. Da, până la urmă și muzica e tot o muncă de echipă. Da, evident, eu ca și compozitor, de multe ori stai singur undeva închis, pe întuneric, și încerci să scoți două note din tine, de multe ori nu se întâmplă. Dar după aceea devine și o muncă în echipă, ales parte de înregistrări sau brainstorming, ne mai întâlnim cu Dodo și doar să ne uităm pe film și să vedem ce idei ne vin. Și după aia, evident, le dezvolți, dar asta cred că e și partea care cea mai mult m-a atras la film și compoziția în film. Partea de muncă în echipă, mai ales la discuțiile cu regizorul sau cu producătorul sau cu ceilalți colegi care compui muzica sau înregistrezi muzica. Și asta e partea care e foarte, cumva, partea faină din... Eu cred că din sesiunile astea de brainstorming ești tu din out of the box, că vine unul cu o idee la care tu poate nu te-ai fi gândit, dar îți place atât de mult încât vrei să o dezvolți. Da, exact, că de multe ori stai și poate singur și compui și încerci să faci ceva și de multe ori cumva nu mai poți să vezi mai mult decât ceea ce ai făcut și cumva mereu duci spre aceeași piesă sau aceeași câteva note care le-ai găsit cumva. Și atunci când mai vine o persoană cu idei... Cine Dodo și eu în direct ăla. Da, nu e bine. Da, munca lui cred că a fost un pic mai grea din punctul ăsta de vedere, pentru că cum a fost mai mult eu pe muzica ușoară, să zicem așa, pe popul, și pe aceea au adăugat niște elemente de BGM, de background music, și cum am lucrat invers, practic, nu doar de la capăt, dar scenă cu scenă, invers, cumva eu am putut să gândesc poate un pic mai fragmental, pentru că așa am văzut și filmul ca a doua parte, am observat că e destul de fragmental ca poveste. Sunt foarte multe etape, sunt foarte multe scene de tranziții și cred că dacă lucram tradițional, să zicem așa cum tu ai lucrat, cred că era mult mai greu, pentru că dacă lucrezi liniar, după poveste, de la stânga în dreapta, atunci necesită mult, mult mai multă gândire, că atunci trebuie să mergi după pace, după tempo, după scenă.
Na, și... Da, da, asta e foarte important. Și nu doar la muzică, cum ai zis, și pace și tempo sunt chestii care muzica trebuie cumva să o simți că e același ritm cu filmul. Mm-hmm. Cum se mișcă, da, și camera și cum personajele cum se mișcă. Că nu poți să faci o piesă super rapidă și merg încet, că atunci ai zis, da, că poți, dar e foarte experimental, nu zic că nu poți, dar cumva tempo-ul muzicii, scorului, da, trebuie să fie similar cu cel al filmului, da. Ai putea să te uiți la un film horror fără sunet sau fără muzică, cred că nu te, da, mai sperie. O să fie mult poate ca și o comedie. Da, da, să, nu, cred că trebuie să fie piesa în... Să nu fie în antiteză cu ce se întâmplă, da, în film sau cu scena din film. Da, exact. Sunt și filme, astea mă fascinează pe mine, exemplu de Oppenheimer, nu? Okay. Care unde muzica e constantă, e, da, deci merge tot timpul, nu? Nu se... Dar te ține așa, da, tu ești, te ține, da, și pe tine așa, deși el, da, stă, se uită, tu ești la modul, da, ce se, da, întâmplă, ce urmează. Da, da. Și efectul e fain, interesant. Da, da, cred că, da, da, cum ai zis tu, poate să fie un test sau să, da, să, exact, să testezi. Dacă... Da, dar mereu e bine să experimentezi, să încerci lucruri noi ca să vezi. Că până la urmă poate o să-ți placă și o să zic, ok, interesant, poate mergem pe ideea asta, chiar dacă, da, e out of the box, e ceva nou sau ceva diferit care nu e neapărat pe modul tradițional de a face un lucru. Uh-huh. Dar astea se... și asimptomatic cumva ne-a permis că am avut timp să experimentăm unele chestii, că multe ori poate ai două luni să faci muzica și atunci nu ai timp să experimentezi și trebuie din prima să... Să vii cu ceva și atunci alegi ce ai făcut, ce ai apucat, da, să faci. Să vii din prima cu muzica care practic ajunge în film, dar așa foarte multă muzică care am făcut-o nici n-a ajuns în film, deci asimptomatic poate să aibă două albume de muzică dacă... Deci, a, deci se face și la muzică, trebuie să ai material extra. Extra, da, da, da. Sunt variante, da, sunt și eu am alternative la proiecte. Da. Că te trezești ziua următoare și ți se pare că e absolut rahat ce ai făcut, că nu se potrivește. Deci trebuie să-ți dai un pic și de timp, că aia, da, nu-i nici sănătos chestia aia de workaholism, unde stai 10 ore, îți pierzi obiectivitatea. Da, da. Trebuie să dai un pic de pauză și să vezi un pic, băi, stai numai un pic, merge, pentru că până la urmă scup, rolul nostru este cumva să ajutăm povestea, nu, da, să ne promovăm nouă talentele. Da. Aia e cel mai, da, important, pentru că așa cumva iasă bine tot produsul și așa... Și așa ți se pare și că muzica e faină, pentru că merge mână-mână cu povestea. Da. Și câteodată avem și noi tendința, na, să mergem în complicăciuni și în tot felul și să experimentăm poate un pic, da, prea mult, da, sau să experimentăm prea puțin și devine generică. Da. Și stai acolo și ai făcut ceva și mi s-a întâmplat și mie la anumite scene, cu psihologul, acolo m-am luptat destul de mult pentru că trebuia să fiu cu Simi, cu ochii pe lui, adică să văd pe expresia. Nu pot, e greu să faci muzica pe un scenariu, pentru că actorii poate execută un pic diferit expresia lor și atunci stau acolo cu pianul, da, stau acolo cu pianul, mă uit la fața lui, când pot să intru cu ceva, pentru că nu doar cu dialogul merge și cu mișcarea, expresia față, da, expresia. Da. Și câteodată, na, nu, primele încercări au fost, mergea muzica așa într-una și nu mai se simtea nicio emoție, nu, da, se simtea la el. Da. Da, exact. Nu, cum spune Dodo, orice mic detaliu contează, până și colorizarea unui film poate să nu știu, inspire unele idei. Orice, și cum și actorii cum joacă și scenele pe care le vezi, de exemplu, scena care pentru mine pot să zic că e una din cele preferate din film, e scena unde sunt Simi cu Vanessa pe barcă și se ridică încet camera și se vede orașul. Una din scenele mele preferate din film, unde adevărul e poate preferată că mi-am permis și muzical să fac cumva foarte epic. Păi noi, da, noi n-am avut grafica finală acolo, nu? Că... Da. Da, da, dar ne-a explicat-o video, aici o să fie nu știu ce și după ce ne gândeam, ok, let's go all in, da, exact. Bag acolo să fie. Da, da, la finala, la partea aceea, cred că a ieșit bine. Da. Da. Și de acolo a ieșit și tematica. Da, de acolo a plecat și tematica. Da. Aceea chiar a fost scena, aceea a fost una care, de unde a plecat cumva multe idei, da, fiind foarte... N-aș fi zis. Da, și vizual cumva... Îți dă voie să te joci. Da, vizual îți dă voie să te joci și îți permiți, da, să faci multe lucruri muzicale. Și atunci am luat mici chestii de acolo și am introdus și în partea a doua. Prin muzică se transmite cel mai bine atmosfera într-un film.
Nu doar, cred că toată partea de sound și efectele speciale, de exemplu explozii sau nu știu, orice fel de sound poate să creeze o atmosferă în film. Și muzica fiind o mare parte, da, din acel... Cred că prin aceeași atmosferă. Cred că prin alegerile, pentru că și să alegi, să munca noastră e și locurile unde alegem să nu să punem nu muzică. Da. Și aia face asta parte e, din muzică. Și asta okay. face parte da. Din muzică. Deci unde ai ales să nu pui muzică și aia face parte din atmosfera din film. Cum practic îl lași pe actor să transmită mai mult? Da, sau? Da, sau cumva na, mergi mână în mână iară cu povestea, cu dialogul. No. Că ai dat exemplu de Oppenheimer, a fost scena în care după explozie a fost liniște completă. Da, gen, exact. E la modul că stai și tu și te gândești, mamă, ce s-a întâmplat? Adică da, ție îi dă voie privitorului să înțeleagă ce se întâmplă de fapt în scena aia, știi, și să... Da, cumva... și pentru că e așa de plin de muzică, cumva... Din ai cauza că... de pauze. Da, dar liniștea aia parcă îți cântă muzica în cap, pentru că ți-o cântat așa de mult. Adevărat. E un impact mai mare, da. Tot filmul a fost mult și după aia deodată liniștea. Da. Poate fi mai... poate crea un impact și mai mare. Da. Da. Da, asta piesa de lui... Ce părere aveți de Billie Eilish cu... Că câștigă foarte multe premii în ultima vreme și... Ce părere ai? Așa, de Billie Eilish. De Billie Eilish. Da. De Billie Eilish. Mi-e place de Billie Eilish. Și piesa... Te referi ca asta din Barbie. Da, da, adică foarte faină piesa. Și am uitat la multe videoclipuri pe YouTube cu ea și Phineas, cum explică cum a făcut piesa și... Piesa chiar faină și dar chiar dacă e poate destul de tradițională în felul ei de a fi, adică un pian și la un moment dat intră puțin orchestra și nu e nimic foarte experimental din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere de producție, deși de o știe mai bine acolo, da, poate pot fi unele chestii poate destul de na, experimentale, să zicem, dar așa e piesa sua tradițională. Da. Și poate și poate asta de asta a prins, că n-a fost nimic complicat, putea să ajungă la oameni foarte ușor. Exact, da. Și mesajul, da, destul de și fain și direct. Până la urmă, versurile chiar foarte fain. Da, aia pentru Bond a fost mai fain. Ce? Da, și pentru Bond a fost fain, dar sincer, cred că mi-e place mai mult piesa asta. Cumva, poate fiind și mai mult pe stilul meu, piesa din asta lui Billy, da. Ca și... nu știu, ca și structură și ca și feeling, poate mai mult pe stilul meu. Da, nu s-o bine, că mie îmi plăcea, eu sunt fascinat de Bond themes. Mi se pare tot timpul așa de o chestie care trebuie să o nimerești atât de bine, egal că a fost Billie Eilish, Adele, whatever, Gladys Knight. Le-au nimerit, da. Da, cumva îți nimerești și sunt sigur că e foarte multă muncă depusă acolo ca să nimerești ceva care îi se introducă filmul bine, că totdeauna e scena aia, că e un intro, după aceea pică ceva și după aceea intră grafica și... tensiune care trebuie să crească. Da. Și totdeauna m-au fascinat chestiile astea, mai ales Bond themes. La fel și ca Disney, muzica din Disney. Da. Nu? Ba! La ba, astea mai vechi, man. Cum faceți, pe mine mă fascinează asta că muzica nu domină. E acolo, e în fundal, dar nu vine peste film, nu ia din importanța actorilor. Cum se realizează acest lucru? Doar din volum? Nici în muzică, să zicem, pop nu domină muzica. Domină videoclipul și follow-urile pe TikTok. Deci, până la urmă, e same old story. Nu e, muzica e just, cum se zice, it's just a gateway drug pentru ceea ce e important, nu? Da, într-un film depinde de scenă, că sunt scene dacă clar dacă vorbește, dacă e dialog și se vorbește, muzica nu trebuie să fie în față. Și da, asta din principiu din volum și mixajul, mixul la muzică, atunci cumva creezi spațiu pentru dialog și personajul să vorbească. Dacă nu ai nimic, dacă nu e dialog, atunci poți să te desfășori, să pui cât de tare și termin boxele. Și trebuie să menționăm pe Attila, că e nici care mixat și masterizat toată treaba, că de data asta cred că chiar au avut multă muncă pe cap, de la orchestral, la mult dialog, la Foley, la... Când am văzut în cinema chiar m-a impresionat. Adică, și bine. Da, că a ieșit bine și că a ieșit atât de consistent tot și că totul se potrivea și a fost superb. El chiar
chiar cum e, na, și în domeniu muzical, normal, cum se zice. Dacă n-ai unul care să-ți mixeze, să masterizeze, degeaba faci ce e bun produs. Trebuie cumva... Explică-le un pic oamenilor ce înseamnă exact a masteriza. Mixajul înseamnă, păi în primul rând, e etapa principală de volumuri, care cum tot timpul este subestimat, dar pur și simplu cei mai tare și cei mai încet. După aceea intră niște efecte, adică egalizator care cumva ridică niște frecvențe de jos, niște frecvențe de sus, niște compresie care cumva limitează dynamic range, adică cât de dinamic să fie tot. Și mai multe efecte ulterior, cumva să se audă bine tot împreună. Și atunci evident că trebuie tot făcut un pic, fiecare canal trebuie făcut un pic diferit ca să aibă loc. Deci, practic, eu înțeleg așa, în termeni super simpli. Voi faceți un aluat. Da. Și e foarte important cuptorul. Da, exact. Exact. Fiecare etapă e importantă. Exact. Da. Și aveam cu Dodo, nu e doar asta, și Dodo sigur a învățat, dar când facem o piesă, unul din pași e să o ascultăm în mașină. Dacă sună bine în mașină, o să sune bine oriunde. Da. De ce? Că ai sound-ul controlat acolo, da. și de obicei într-o mașină nu prea sună bine orice. Da. Și e bine, mulți mixează pe boxe, pe monitoare sau boxe care sunt făcute să nu sune bine cu intenție, pentru că dacă poți să faci ceva să sune bine pe o boxă respectivă, atunci o să sune bine pe orice. Degeaba mixez pe o boxă de 10.000 de euro, pentru că lumea nu ascultă muzică pe boxe de 10.000 de euro. În primul rând în pop, dar și multe domenii, trebuie să sune bine pe telefon. Gadgeturile noastre. Și pe boxe mică la grătar. Da, exact. Da. Exact. Aia e toată faza. Exact. Da. Și cumva, da, trece de car test, cum îi zicem. Da. Că în mașină de multe ori că îți vine la radio o piesă și atunci ai tare, mamă, că îmi dă și vibe-ul ăla. Da. Și atunci înseamnă că și-au făcut bine treaba aia în cuptor. Da, că sună bine în cuptor, exact. Ce ziceți? Distrage atenția de la poveste, muzică. Cred că dacă ai făcut bine și poate mixată bine în film, nu ar trebui să distragă atenția de la film, de la dialog, de la ce se întâmplă. Poate trebuie să complementeze, să facă parte din film, să fie filmul, practic. De multe ori, adică sunt persoane care spun că ai făcut bine muzica la un film dacă publicul când este la film nu își dă seama că a fost muzică acolo. Da, corect. Și cumva n-au simțit muzica și totuși chiar dacă a fost. În afară de musical-uri, unde se efectiv. Da, de practic muzica. Da. Exact. Eu pot să dau un exemplu de pentru femei, acum nu știu, dar cred că se potrivește. Am ieșit de la Barbie și în capul meu era numai I'm just Ken. Da, Barbie totuși a fost destul de, a fost un fel de musical. Musical, un fel de musical, da. Dar Dodo, tu ești cum, te-ai uitat vreodată la musical-uri, îți plac? Da. Imaginea asta era un musical. Te scop orchestr noi despre tine. Da, eu sunt mega fan old school Disney și Bollywood. Și Bollywood. Da. E combinația perfectă. Îmi place muzica, îmi plac filmele, acolo se adună toate. Îmi plac când sunt bine executate și când sunt faine și muzica e faină, evident. De ce? Eu am rămas acum fascinat că în Londra stau oamenii la coadă ca să intre la musical-uri, dar musical-uri vechi, gen foarte... Live? Da, adică se fac piese de teatru după musical. Gen Andrew Lloyd Webber, Le Miserable. E într-una pe toate astea și la toate pulțile astăzi. Și am zis, mamă, la noi, mi se pare că lumea nici nu se uită la filmele astea de tip musical. Da. Dar când a fost serialul de a deveni cunoscut Dorian Popa de pe Pro TV, că era Pariu cu viața, a fost un serial făcut tip musical în România. Da. Și a rupt pentru adolescenți, a prins foarte tare, adică toată lumea era cel mai vizionat serial de la momentul de fapt. Așa au devenit ei cunoscuți. Cred că la foarte mulți le pare ciudat chestia asta, că dintr-o dată se cântă la orice situație. Tocmai zis la Baliu, de ies aia dintr-o dată. Există și o explicație, mai ales în musical-urile astea vechi, The Sound of Music, Dancing in the Rain. Phantom of the Opera. Da, și dacă e același sistem sau același narrative care cumva s-a transferat și în India, ei fac asta
pentru că, no, cum era aici sau în state acum de mai mulți ani și cum e în India și acum, societăți totuși mai conservatoare și alea sunt în loc de sex. Okay. Ei cântă. Ah, ok. Știi că n-au voie să arate și că de-aia dintr-o dată stau împreună și... Și e semnul după care da, da, aia e. Deci, cred că asta cumva mulți au omis. Dacă înțelegi că ei practic fac sex acolo, atunci ai înțeles tot filmul. La fel și în Disney, dacă te gândești. Da, de fapt. Știi, merge Aladdin cu Jasmine acolo pe covor. Pe covor, da. Oh, ai, poți să arăt lumea, I can show you the world. O să te fac fericit. Da, din alea. Cum aș fi gândit? Are logică. Are logică. Da. Înainte să trecem la jocuri, care e cel mai bun, cea mai bună coloană sonoră a unui film? Care e cea mai bună coloană sonoră? Fiecare cu preferințele lui. Asta, da. Uite, acum am... Dar zi-mi la ce vine, poate. Da. Gelista prin cap. Dacă zici Interstellar, te omor. Că vrei să zici tu sau nu? Nu, 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 avem discuții despre da, filmul ăla. Da. Probabil ceva de la John Williams, să zice. Nu știu. Le zice Harry Potter. Wow. Oh. Ok. Nice. Probabil, na, dacă cum toată lumea s-ar aștepta. Dacă spui Interstellar. Nu! Hans Zimmer. Nu, Howard Shore, probabil. Ah. În general, Lord of the Rings. Da, 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 exact. Cine a făcut cu Tim Burton? Cine a colaborat foarte mult cu el? Danny Elfman. Danny Elfman, definitely, de la na, Batman-urile alea da. Vechi. Da. Și Beetlejuice și toate astea. Tot da, aia cu... Am citat, se pare că voi știți pe oamenii ăștia care au făcut... Eu n-am auzit. Știi că de Tim Burton știu, dar nu m-aș fi gândit că Tim Burton a lucrat de mai multe ori cu același compozitor. Multe ori, da. Cred că dacă te-ai potrivit, da, dacă te-ai potrivit o dată pe un film, cred că și păstrează. Da, asta e. Foarte mulți compozitori colaborează cu aceeași regizor sau invers. Da. Cumva dacă creează o conexiune între ei, că în principiu ei stau ore, zile, săptămâni închiși și se uită la film sau discută filmul. Dacă se înțeleg bine, evident că colaborează mereu împreună. Se iasă bine și cu noi. Da. Și se și creează o consistență, cum ar fi artistică, că dacă colaborezi cu același compozitor, cumva... Îl cam cunoști, seamănă filmul. Da. Da. Poți să zici, uite că, de fapt, seamănă cu... Da. Cumva, la fel și cu, probabil cu cinem, cu DOPs, cu cinematographers, da. Să alege același, ca să ai consistență. Da. Dar pentru voi, care ar fi cea mai bună coloană sonoră? Eu sunt pe Interstellar, eu sunt fiert. Eu Hobbit, mai mult decât Lord of the Rings. Da, Hobbit. Interesant că tot aceeași compozitor a fost și la Hobbit, care a fost și la Lord of the Rings. Deci există aceeași consistență. Da, bine, o și cântat melodia de bază la Hobbit, e cântată de Ed Sheeran. Da, ok, da. Nu de Kygo, glumesc. Bun. Să zicem la jocuri, facem un pic diferit de data asta. Să vedem, pe Dodo. Să vedem cât de bine cunoașteți muzica cântăreții, să nu vă uitați. Și să le-am cupus pe frunte, da? O să nu știe. O să exemplific. Nu, că apărut. O să exemplific eu. Deci eu să zicem că aici la mine pe frunte scrie... Ia să mă gândesc o tupă românească, holograf. Așa. Și Florin trebuie să-mi spună mie ce am aici, doar prin cântece. Zi-mi repede un cântec. Nu știu, dacă ți-am dat un inel de la holograf? Da. Da, eu tot să ghicesc că e holograf. Fără să zicem, asta să fie complicat. Dacă e pop culture. Ai, ok. Și, no, că sigur nu văd și de data asta, cine ghicește, bea un shot. Cine ghicește, ok. A, data trecută e cine nu ghicește, bea. Era pedeapsă. Da, o să fie și pedeapsa. S-a mers mână. M-am pedepsit eu mult. Știi ce am observat data trecută? Da. Că pedeapsa pentru voi e să nu beți. Da. Aia e pedeapsa, să nu bei. Și nu mai aveți bani de alcool. Aia să fie toată problema. Bun, cine începe? Să-și pună unul din voi. Dacă nu te mai chemăm la al treilea, înseamnă că ai băut prea mult la asta. Nu te uiți. Iei cartonașul și-l pui așa. Eu încep și-mi zici tu. Hai să vedem. Bine. Trebuie să-l pui direct pe frunte, fără să e vezi capul tu. În jos? Da, e capul în jos. Da, întoarce. Tot timpul așa. Da. Icy Fire. Vezi, Ed Sheeran. Da, era simplu. Bă, dar ce bine sunt. Oricum, sunt sigur că o să fie... Hai, pistol cu apă. Abel? Păi nu, bei! Îți dai seama, au câte 5 fiecare, 5 shot-uri. E bine. Și mai începem un podcast. Da. Întoarce, da.
Irlandezi. Bono. Youtube. Da. Mamă, dar cântec, zic cântec. Zic cântec. Trebuia să zic... Da, nume de cântec. One Love, One Love. Da, dar știu oricum i-a zis. Cântec, cântec să zici. Nume de cântec. One Love. One Love. Trebuie să-și cânt? A, putem să-l cântăm, mă. Da, da. După ce terminați, le cântați. Adu chitara! După ce terminați cu ghicitul, le cântați. Trebuie să țin pasul aici, cu turnat. Desfășu. Piesă. A, ți-a dat ușor. Da, sincer, nu știu piesă. Nici nu știu piesă. Dă să... Pot să ți-o descriu și o să o ghicești, sigur, dar... Nu, zi o piesă. Zi o pe aia care cânta cu Frozen. Justin, ce cânta cu Frozen, da, Frozen, Frozen. Nu, cu Time, cu Time, cu Frozen, dar nu veche. Cu Justin Timberlake a cântat ea. Are o piesă. Frozen. I got 4 minutes to change the world. I got 4 minutes. I got 4 minutes to change the world. Hai, veți amândoi. Știu altă piesă de la el. Am tentat. Nu pot să cred. Știi o piesă? Nu, știu o piesă doar. E foarte cunoscută, dar știu doar o piesă de la el. Dar fredonează-mă. Să știu. Nu știu versul, adică e the queen of pop music, practic. Queen of pop? Da. Cher, Madonna. Da, Eram să și Cher. Gata? Da. Trebuia să cânt și tu, dar nu știu piesă de la Madonna. Nu. Poți zic că ascult dacă mă știi. Aia de la Bond. Tu James Bond. Da, așa e. Da, nu, tamtul, da, de aici. Da, da, alea... Eu trebuia să beau. Da. Da, da. E ok. Ai ghicit. Mai greu, dar ai ghicit. When the sun and will shine together. Na 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 na. Știu piesa. Can you feel my heart beating? Can you... Negreasă, mă. Ce? Negreasă, cu ochii alupșa mai verzi. Umbrella. Oh, luat. She was Chris Brown's greatest hits. Hai să schimbăm jocul. Mamă, ce te-ai ocupat, ai lipit și pe asta. Păi da, ca să fie mai tare. Hai, continuă. Cine? Eu? Tu? Da, trebuie să iei de hand. Am întors bine? Da, da. Bine. Da, sigur o să știi să-i triși pe totul. Vai, nu pot să zic. Ghicește sigur, trebuie să-i dai o literă. Da. Guță. Nu, Hotel California. Ha? California. The Eagles? Nu. E tot cu California. Red Hot Chili Peppers. Da, Californication, da. Tot da? Da. Vezi că am schimbat. O, Doamne, și amestecăm. Să fie interesant. Să fie asta muzică în calul. And I will always love you. Whitney Houston. E cu și invert. Ce l-a știut într-o dată. Asta înseamnă să fii top. Gata? Am domeni. Am tors-o bine? Da, da. Hai, trebuie să știu. No, time to die. Billie Eilish. Nu. Ha, te-am dat bine. Da, tot din Bond. Ha? Tot din Bond. Adele. Aia. Skyfall. Skyfall. Mamă, dar cu Bond... Da. Eu știu doar muzică, nu știu și numele la piese. Cine mai? Lumea o să crede că vă dau cola, să le spuneți că nu e cola. Păi nu, că e tot trebuie să le spuneți. Iară? Hai la potest. De ce mai am eu 20? Da, nu, da. Da, de ce? Stai că sunt plăt. Extorsiunea. Păi tu ai avut 4 deja. Oh, și... da, sweet child of mine. Guns N' Roses. Da. Mamă, dar ce bine. Mamă. Ce surpriză. Da. Da, dar nu sunt la vreodată și mă să vomită. Așa ar fi. În 4 episoade, nu. Dacă ar fi mai mult. Ar fi fost ceva, nu? Păi de-aia și schimbăm jocul. Sigur, cum îl cunoaștem pe... Cum îl cunoaștem pe Ovidiu. Nu, rămâne! Nu o tăiem! Lasă că e bine! Nu, e bun, e bun. Hai. Toți am zis că dacă îmi dați colț pe... Ce? Din astea... Nu, bine că n-ai auzit. Piesă. Da, asta, sincer, nu ne-am ascultat. Nici eu nu știu nimic. Nu știu, eu știu, dar nu am auzit, nu am ascultat. Dar nu mă ajută cu nimic. Știu, dar... A Sky Full of Stars. Ah, Coldplay. Ah, no. Cum să nu știi Coldplay? Nu, no. Nici o slam. Nu toți ascultăm Coldplay, apare. Hai, bă... Dacă... Bine că ai întors.
Se vede oricum. Hai să facem mai grea un pic. Ok. I'm talking with Michael Jackson? Da. Oh, wow, vezi. Ai imitat prea bine. Da, da. Gata. Bun, următorul. Da, acum, dacă nu ghiciți, nu beți. Mhm. Acum merg mână în mână. Dacă nu ghiciți, nu beam. Da. O să aveți fiecare să ghiciți la trei filme coloanele sonore. Ok. Ok. Hai să începem cu Denis. La okay. Frozen. La Frozen, coloană sonoră? Elsa, da. Ca și compozitor sau ca și nu, muzică? Nu, cine o cântă și cum se numește melodia? Oh. Frozen. Pune, dă-mi sticlă să fac. De film. Știu că e asta. Să schimbăm? Hai să-i surprindem. Hai să-i surprindem. Apă, da. Da, nu, apă nu. Apă n-avă. Ah, bun. Da, să știți că cel mai... My kind of place. Nu este apă. Cel mai prostă cu apă aici, mă rog, serios. Da. Avem, uite, aici, două. Da, mă, aici, dar nu vreau să stric alcoolul acum. Aici, hai, gândește-te. Știu piesa, da. Deci cu am în cap, dar nu știu cine cântă. Na, skip, tu bei mai târziu. Bun. E Let It Go. Cred că e bine. Știi? Titlul piesa, da, cine cântă trebuie să spun. Da, și cine cântă. Poți să și cânti piesa. Ah, ok. Și cine cântă? Cine cântă, nu știu. Let It Go, aș fi știut să spun, dar cred că cine cântă. Cine cântă? N-aș fi spus niciodată. Ea cântă tematică, nu cântă în film. Actriță acolo. Da, da, theme song. Da, e theme song. Da, da. Și la noi parcă Dalma Covaci. Nu știu. Parcă da. Parcă Dalma Covaci. Dalma Covaci. La ce noi? Tradus în Traducerea. Română. Traducerea. Parcă, nu mai știu. Dar care e refrenul la noi? Lasă-o. Let it go. Lasă-o în pace. Aia fără în pace. Aia fără în pace. Alta, ok. Bun. Piesa aia e despre cocaină. Da, și pentru copii, dar dacă înțelegi, înseamnă. O piesă super cunoscută ca piesă. Filmul așa pentru tine de la Fast and Furious 7. Ai schimbat noi de-o. Când a murit Paul Walker. Ah, it's been a long... Wiz Khalifa cu... See you again. Eu credeam că le trebuie asta și știam că știe. Da, Ai câștigat, nu șat. Se chine să câștige. Hai, la tine pentru Star is Born. Ce vă dat aici? Lichior de fistic. La A Star is Born. Star is Born. Bradley Cooper cu Lady Gaga. Da. La Shallow. Da, bine. Shallow, mă. Shallow. Mă, le-am dat pe tot. Ți-a plăcut filmul? Și mie. Da, bun. Nu, ți-a plăcut? Da. Am ținut minte de data trecută. Dar mai iau câte unul. Păi da, mai iau. Stai că da, bun. Am ținut minte de data trecută de Armageddon. Ține cine? Aerosmith. Și piesa? I don't wanna close my eyes. E doxa pe muzică. Nu vezi, nu țin pasul. Oh, sunt foarte top, bravo. Coloana sonoră de la 50 Shades of Grey. Am văzut filmul. Cum să nu vezi? Bă, dar cât ai pierdut, cum să nu vezi 50 Shades of Grey? Da, e cultură generală. E la... Sper că ai citit cartea. Scoarță. Superna. Da. E un tip de culoare care cântă. De fapt... Mulți. Nu-i trupă, că el... Tip de culoare. Snoop Dogg a spus, dar sigur nu el a făcut piesa. Ar fi fost fain. Mult mai fain filmul, dacă măcar era el care cânta piesa. Nu știu. The Weeknd, okay. Band, da. Okay. Earn It. Ok, nu era și Beyoncé, că și ea a făcut varianta. Lasă, că asta e main-ul. Asta e main-ul, da, ok. Și tu de la Dirty Dancing. I've had the time of my life. Aia mai simplă. Asta știi? Da. Cine cântă? Nu știu numele. E un one hit wonder, dar știu piesa și o cânt foarte des la karaoke, dar... Da. Bill something. Medley, cred că se citește. Da. Suficient. Da, exact, suficient, cred că, nu? Da. Exact. Cred că acum și el cântă la karaoke tot. Da, exact. Cu mine. E DJ-ul. Ultimul joc e pentru tine. Păi eu tot te-am întrebat, dar... Păi nu. Te pot să întreb...
Trebuie să le pui două întrebări dificile. Gândești ceva foarte, foarte, foarte greu. Dar poate să fie despre orice, despre asimptomatic, despre filme, despre muzică, despre orice. Dar nu știu dacă voi... Despre muzică, dar nu știu dacă o să fiți voi în temă. Știi că acum rupe o manea așa. De la Ionuț Cercel, de acum de în România. Ați auzit vreodată de ea? Nu contează cine ești sau de mare. Da, 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 că e... Cum îți explici că acum e celebră în toată Europa datorită, cum ai zis tu mai devreme, cu TikTok-ul, cu nu știu ce, că de ce ajung să fie piese foarte vechi, care uitate, gen erau bune, le asculți la grătar, dar și acum orice videoclip faci și pui piesa asta, ajunge viral. Se consumă content în retrospect, nu știu dacă am zis bine așa. Pentru că atât de mult se repetă contentul, pentru că așa funcționează și algoritmul. Ca și moda, poate. Da, și atunci trecem la ceva mai vechi, pentru că ca să poți să faci toate trendurile alea, la un moment dat există o saturație, nu mai pot tot să faci pe piese și pe produse noi care încearcă să promoveze industria. Și atunci trec lumea la chestii care poate ascultau părinții lor sau frații mai mari. Poate de asta se organizează și nostalgia. Da, era. Da. Și de a prinde nostalgia. Da. Dar e faină piesă, mie îmi place. Și mie îmi place, da. Dar eu doar am vrut, așa ca și exemplu, cum poți să... poate nu mai trebuie neapărat să reinventezi roata, ci doar să găsești un algoritm sau un mijloc prin care să ajungi. Cred că dacă ajungi la diferite, cum este, de follower, cine are mulți urmăritori, poate să creeze un astfel de trend și o piesă care poate nu era importantă sau n-ar fi fost menită să rupă și să ajungă super cunoscută, poți prin social media. Asta e ca faza cum mă întâmpinesc și eu ca producător, știi? În sensul că și mie mi-a fost greu cu the resurgence-ul ăsta care a fost cu muzica din anii 80, știi, că avem The Weeknd, avem și în România cu nostalgia și noi care, să zicem, avem o vârstă, adică eu, cumva ne gândim, bă, dar ce pui mie, mă, dar sound-ul ăsta a trecut, dar tinerii, ei n-au trăit perioada aia. Asta mai zic și eu. Și le poți da muzica din perioada aia care sună fix ca muzica din perioada aia și pentru lor o să li se pare nou. Numai doar pentru noi ni se pare ceva, un fel de nostalgie. E cel mai încălzită la noi, că noi nu știam deja. Exact. Da, pentru ei e ceva nou. Da. Și atunci îți dai seama că dacă nou ne-a plăcut generației 90 le-a plăcut, o să le placă și genul 2015 încoace. Și e cool. Da, e cool. Mai ales... Asta înseamnă că vestea melodie e bună. Nu, da, e cool pentru că mai ales în România, cumva, cu comunismul, cred că mulți oameni nu au crescut cu muzica din anii respectiv 70, 80, 60 chiar. Și atunci e fain că vin tot felul de stiluri din astea noi. Și cumva își fac un pic locul și lor, pentru că e o compensație, pentru că lumea nu a avut acces. E cumva reinterpretat, ca la gătit. E cum a făcut, nu-mi vine numele, cu Constantine și reinterpretat. Da. Adică mi se pare, îmi plăcea și prima variantă, dar parcă prinde mai bine a doua. Da. Chiar e multe feluri. Bun, exemplu foarte bun. Foarte multe feluri. Și rock, și pop, și tot felul de genuri. Constantine. Da. Și care prinde, asta e, cred că, lucru important. Pe mine, recent, cel mai mult m-a șocat, tot așteptam să văd ce soundtrack o să facă la Bass House. Na, eram, le vedem. Și când am auzit Mania după Aram Zamzam, melodie care acum vreo 3 ani eu cu copiii dansam pe ea și acum e Mania. Și zic, na, dar așa, probabil așa au considerat că prinde și într-adevăr pe TikTok. Da. Bass House, ca să înțelegi, o să fie e primul film horror-comedie făcut în România și îl face Shelly, pentru că a avut un serial pe YouTube, un show, era un show cu concurs și el și-a dat seama, mamă, dar cum să duc eu, că rupea fiecare episod, a avut peste... Bass House. Da, B-U-Z-Z. Oh, fuck, că Bass House, am crezut, nu, că există stilul muzical de Bass House, m-am vrut să te întreb, tu asculti Bass House, ăla e o niște, mă. Da. Și doar că chestie de marketing, ei au făcut piesa înainte, adică faci piesa o săptămână, două, cu o lună înainte să iasă filmul. Și atunci toată lumea e hype pe piesa asta, adică ajunge la multă lume. Pentru că exact fac asta TikTokeri, influenceri, toți fac diferite videoclipuri cu piesa pe spate. Ce fain. Eu primul lucru când am văzut numele Baz, m-am întors în copilărie la bază de pe Messenger. Ah, da, cred. Tot ți-a creat un fel de amintire și a prins.
așteptăm. Cumva asta a fost și ideea, probabil, la multe persoane. Vreau să-i anunțăm pe oameni că în aprilie, într-o sâmbătă, 28 dacă nu mă înșel, când are loc în Piața Victoriei? No, în 13. În 13 aprilie. Da, uh-huh. 13 aprilie, în Piața Victoriei, invităm pe oameni să asiste, să vadă live muzica din Asimptomatic. Să vadă live muzica, adică partea pe, de a doua parte, da, cum ar fi, și piesa tematică pe care pot să o cânt eu, că mai au cânt, și pe Tori Lazar, pe David Fall și pe Image Kids, că și ei au un moment mai artistic, că ei practic sunt o trupă de dans. Da, da, da. Și e fain că o să, și acolo o să încercăm să, poate o să vorbim un pic despre film și... Super. Deci invităm pe oameni pe 13 aprilie, cred că pică într-o sâmbătă, dacă sâmbătă, nu mă înșel. Da. Bănuiesc undeva după masa, seara. Seara de la ora 6. Seara de la ora 6 în Piața Victoriei, da. Timișoara. Da. Cam aici încheiem podcastul de astăzi, episodul 4. Vă mulțumesc că ați fost aici. Florin, mulțumesc pentru asistență. A fost Dodo, a fost Denis, Timișoara Film Society. Vă mulțumim și ne vedem la următorul podcast. Stai, mă, stai, noroc. Și da, asta. Noroc. Vesticul. Vesticul. PFS!